Procurorul general al României, Augustin Lazar, a dispus astăzi încetarea delegării în cadrul Direcției Naționale Anticorupție pentru un număr de șase procurori. Cei șase procurori nu îndeplineau condiția de vechime în funcție de minim 8 ani pentru a putea lucra în DNA, cerută de noua lege privind organizarea judiciară intrată recent în vigoare. Decizia procurorului general al României a venit la câteva zile după ce ministrul justiției a solicitat DNA să-i comunice situația delegărilor și detașărilor în funcție și dacă în acest caz au fost îndeplinite condițiile legale. Pentru a ajunge să lucreze la DICOT și DNA, procurorii trebuie să aibă, conform noi legi, o vechime de 8 ani în loc de 6 ani, cât era până acum. Parchetul General a mai informat că după intrarea în vigoare a modificărilor la legea privind organizarea judiciară, nu au mai fost făcute delegări ale unor procurori care nu îndeplinesc condiția de vechime de minim 8 ani, necesară pentru numirea în funcție la DNA.